Secția de Kempo a CSM Slatina a fost înființată de câteva luni, perioada în care sportivii legitimați au susținut antrenamente în care s-au concentrat asupra tehnicii, tacticilor și condiției fizice. Iată că a venit și timpul competițiilor oficiale, iar în weekend slătinenii vor fi angrenați într-o competiție importantă de mare anvergură. Antrenorul Romeo Costică a mărturisit că este mândru de progresele făcute de elevii săi. Are încredere că aceștia vor reprezenta cu demnitate clubul și orașul la competiție. Pe 9 martie, sâmbătă, va avea loc prima competiție în cadrul Federației Române de Kempo. Este vorba de campionatul național de semi-kempo, unde voi participa cu 26 de sportivi, toți legitimați în cadrul CSM Slatina. Sper și sunt convins în același timp că, cu toate că este prima competiție pe această federație la care participăm ca și sportiv legitimat la CSM, să ne întoarcem cu câteva medalii. Au apărut deja grilele, au minim 4-5 meciuri sportivi, asta înseamnă că într-adevăr va fi o competiție destul de grea. Fiind o zi specială, antrenorul slătinean a ținut să le transmită tuturor doamnelor și domnișoarelor un mesaj călduros. Dacă tot este 8 martie, le urez tuturor mămicilor, bunicilor, un sincer la mulți ani. Mulțumesc CSM Slatina!